Bună dimineața, e 6:40 și pentru videoclipul de astăzi am zis să încerc rutina unei persoane super productive de aici, de pe YouTube, pe care voi cu siguranță o cunoașteți. E vorba de Ruby Granger, această fată model în universitate care reușește mereu, dar mereu să se trezească de vreme și să facă mai mult decât ceea ce lumea îi cere. Mereu este productivă, mereu lucrează, mereu o vedem stând la birou cum scrie câte un articol științific, cum își scrie propria carte, cum își editează videoclipurile, cum își mai lansează o agendă de studiu și multe, multe altele. Așa că asta mi-am propus și eu, să îi urmez o rutină din multele pe care le-a filmat până acum pe YouTube și să fac exact ceea ce face ea într-o dimineață productivă. Așa că trezirea a fost la 6:40, cum v-am zis, și după aceea ea merge la baie și se spală pe față, mâini și dinți cu apă rece, neapărat cu apă rece pentru a se trezi, iar un lucru dubios, aș putea spune, pe care îl face este să citească o carte atunci când se spală pe dinți pentru a economisi timp și pentru a-și trezi mintea, spune ea, așa că asta am făcut și eu, numai că am ascultat cartea în format audio, fiind vorba despre O viață măruntă, o carte pe care o avem la un club de carte în 5 decembrie. Dacă vreți să aflați mai multe despre clubul de carte, puteți să scrieți în comentarii și o să vă spun acolo mai multe detalii. Am continuat prin a-mi pieptăna părul și apoi o scurtă rutină de skincare, ceea ce înseamnă această cremă de la Bioderma, care îmi place foarte mult, este specială pentru tenul gras. Un balsam de buze și Ruby folosea ceva scrub, iar apoi important este să bem un pahar cu apă, ghiciți ce, din nou rece și întreg pentru a ne face bine. Ok, lucrul ăsta e adevărat. Ruby își face un ceai, cum este specific, ea nu bea niciodată cafea, aș fi putut să vă mint că beau și eu ceai, însă nu m-a lăsat sufletul să fac asta, așa că am mers și mi-am făcut o cafea. Iar la muncă uita de ea și se lovea ritmic de marginea biroului în timp ce citea un... Și în timp ce am băut-o, am mai ascultat din O viață măruntă și m-am gândit la dileme existențiale. Un alt lucru foarte bun pe care Ruby îl face este ca în fiecare dimineață să se îmbrace office, să-i spunem, adică nu o putem vedea în training sau în pijamale niciodată, așa că și lucrul acesta l-am făcut. Mi-am luat o cămașă, un sacou și o pereche de blugi, ceva cu care nu m-aș fi îmbrăcat niciodată pe la 7 și ceva dimineața, dar haideți să o urmăm, să vedem dacă e bine. Aici aveam și o pauză de hrănit pisica, mai trebuie să avem și responsabilități pe lumea asta. Și apoi m-am hrănit și pe mine, am făcut un terș de ovăz, acest mic dejun îl iau de obicei și eu, nu este neapărat influența ei în acest caz, însă a ieșit delicios pentru că am adăugat banane și zmeură congelată, iar printre fulgi de ovăz aveam și ceva ciocolată, așa că am savurat această masă, mic dejun al campionilor. Știu că nu este bine să îmi beau cafeaua pe stomacul gol și să mănânc abia mai târziu, dar asta se întâmplă momentan, din păcate. Am trecut și la un mic make-up, mic, foarte mic aș putea adăuga, dar asta făcea și ea, adăuga doar puțin concealer și pudră,
iar ăsta este tugăul meu și în zilele în care nu vreau să mă machiez și sunt cele mai dese. Am uitat de mascara, evident, nu știu, nu pot să ies din casă fără mascara și puțin corector, dar nu exagerez niciodată. Acum nu ieșeam din casă, dar ce am zis, trebuie să o urmăm pe Ruby. Aici am mai adăugat acest lip gloss de la Maybelline, care este preferatul meu, și am trecut la birou, pentru că Ruby ne spune în rutina sa, după ce mănâncă, merge și învață până la 9:30 dimineața și apoi ea pleacă la facultate. Eu am ore la master doar după amiaza, așa că am stat un pic mai mult la birou, până la vreo 10 și ceva. Mi-aș fi dorit să vă pot scoate din casă și să avem cursuri la facultate unde să ne continuăm productivitatea, însă nu a fost cazul de această dată, dar mi-au priit destul de mult momentele în care am scris. Am făcut to-do list-ul pe ziua respectivă în agenda mea, am scris puțin în jurnal, pentru că Ruby face asta, doar că eu am un caiet cu de toate, și m-am ocupat de un mic proiect pe care voiam să-l fac pentru facultate, un studiu despre spațiul capitalist în romanele Laviniei Braniște. Aici m-am apucat să recitesc fragmente semnificative din cărți, însă până să apuc să pun acest videoclip pe YouTube m-am răzgândit, mi se părea cumva prea facilă tema. Am trecut la altceva, dar puteți să luați voi tema dacă vă pasionează subiectul. Cam asta a fost. Spuneți-mi cum vi s-a părut acest videoclip și dacă vreți să mai încerc și cu alte persoane de pe YouTube productive să le copiem împreună această rutină de dimineață. Până data viitoare, vă urez mult, mult spor la citit!